Unguru Bulan la Digi FM. Când e de râs, e fără abțineri, ca să știi. Bună dimineața, doamna! Doamna Carmen, ce faceți acolo? Vă pregătiți înainte de lecție? Ați ajuns cu bine? Da, unde da, sunteți? Sigur, bună gluma. Yin Chong Chu. Nu știu dacă am zis bine, am băgat din top. Vorbiți așa, frumos. Să sune a coreană ceva, da. Bună dimineața. Sau mă rog, bună dimineața la voi, că aici e trecut deja de amiază, e ora 13. Oamenii ăștia de încă mai au chef de lucru. Eu nu știu ce țară e asta, pe cuvânt. Whatever. Am ajuns cum am ajuns, obosit, rupt, că n-am reușit să dorm deloc. Ne-a zgâlțâit avionul toată noaptea. Hâța, 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 ca pe sacii de cartof. Cred că mi-au trimis ceva avion CFR pe cuvânt. Și pilotul, să știți că v-am auzit, nu e o idee rea să-mi iau eu permisul ăsta, de că pilotul era, cred că, un pic tras la măsea, că nu știu, prea se uita la mine cu o privire de tudose, așa, recunosc privirea aia. Dar ați mai zburat cu avionul ăsta? Am mai zburat, da, tot cu ăsta am fost și în Africa, dar de data asta am mers un pic înghesuiți, că am luat o parte din delegație cu mine. Suntem mulți, măi, am dormit cu burduja în pat, bine, el la picioare, că totuși eu am plătit, știi? Da, să se bucure că nu l-am pus să-și aducă saltea să doarmă pe jos, știi? Deci n-am luat-o pe Carmen, că v-am auzit mai devreme, de data asta nu, că e așa, e excursie de băieți, e feciorească. Aha, am înțeles. Și în ce scop faceți această feciorească? Intensificarea contactelor politico-diplomatice dintre cele două state, trendul pozitiv al schimburilor comerciale, bilaterale. Știți ce înseamnă astea? Nu. Vă întreb serios, că eu habar n-am, eu v-am citit de pe foaie, nu eu le-am scris, de la cabinet mi le-au dat așa cum acesta. Nu știu, ne-a invitat președintele Yoon Suk Yeol, cred că așa îl cheamă, nu știu ce vrea, dar mă duc să nu fiu nesimțit, știți? Facem un... săracii fac city break cu last minute, eu fac un country break, așa, e tot last minute. Da, și ați apucat să faceți ceva de când sunteți acolo? Nu prea, că am ajuns oamenii ăștia, acum am ajuns, ne-au pus direct la masă și nu ne-au dat tacâmuri pe cuvânt, deci ne-au dat niște bețe. Ați mâncat ceva bun? Zic măi. Dar voi furculiță de furculiță, n-ați auzit? Zice premierul, ba da, dar noi nu o folosim, că nu e practică. Deci, what? Am rămas să-și paf. Deci, e ca și cum ai întoarce fânul cu un tac de biliard. Ceea ce cred că am să și fac la întâlnirea oficială. Tac, asta. Da. Da, și vă întreba, ce m-ați întrebat, dacă am mâncat ceva bun? Da, dacă ați mâncat ceva bun. Ăștia s-au gândit să fie amuzanți și mi-au zis un banc corean la masă, zice, uite, v-am pus aici mâncare și zice, știți care e mâncarea preferată a roboților? Nu, bibimbap. Căci că sună ca un robot felul ăsta de mâncare, bibimbap. S-au gândit ei că sunt amuzanți, zic, noi așa facem când zicem o glumă la final, bibimbap, știi? Și zi-au râs și ei, ha, zic, da, ești amuzant, stai că zic e un banc românesc. La noi, la români, ce mănâncă robotul? Bani de la buget, măi, se plimbă cu avionul, bibimbap. Clădește caractere, dezvoltă personalități. Unguru Bulan pe Comedie Barosan.